Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre adunarea și scăderea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. Zian și Alfa participă la un concurs. Prima probă este cea de rezistență. Cei doi concurenți alargă pe o pistă cu lungimea de 200 de metri. Alfa parcurge trei lungimi de pistă și încă 103,35 metri. Cele trei lungimi de pistă reprezintă 600 de metri, la care adăugăm cei 103,35 metri. La fel ca la adunarea numerelor naturale, pentru calculul înscris, așezăm cifrele de același ordin, unele sub altele, virgulă sub virgulă. Este indicat să asigurăm celor două numere același număr de cifre zecimale adăugând zerouri. Astfel, alfa a alergat 703,35 metri. Pentru a determina distanța parcursă de zian, vom efectua diferența dintre patru lungimi de pistă, adică 800 de metri, și 96,75 metri. Pentru calculul înscris, Completăm partea zecimală a numărului 800 cu două cifre de 0 și efectuăm scăderea. Obținem 703,25 metri. Deci alfa câștigă prima probă. A doua probă a concursului este de viteză. Ei trebuie să calculeze cât mai repede. La primul exercițiu, 2,73 plus 3,459 Alfa transformă fracțiile zecimale în fracții ordinare, le aduce la același numitor și obține fracția ordinară 6189 supra 1000 egală cu 6 întregi și 189 supra 1000, scrisă sub formă zecimală 6,189. Zian efectuează calculul înscris așezând cifrele de același ordin unele sub altele. Obține același rezultat. La următorul calcul, cei doi au de efectuat scăderea 25,7 minus 13,251. Din nou, alfa transformă fracțiile zecimale în fracții ordinare și rezultatul final îl transformă în fracție zecimală, în timp ce zian efectuează calculul înscris. Ajunge la același rezultat 12,449. La cel de-al treilea exercițiu, Alfa grupează câte doi termeni aplicând asociativitatea adunării și obține în final rezultatul 5. Zian observă că poate aplica pe lângă asociativitate și comutativitatea adunării pentru simplificarea calculelor. La următorul exercițiu, Alfa rezolvă mai întâi calculul din paranteză obținând în final 121,251. Zian desfințează paranteza întrucât observă că numerele 125,27 și 25,27 au aceeași parte decimală. El știe că A minus, deschidem paranteza B minus C, închidem în paranteza, este egal cu A minus B plus C. Cea de-a doua probă a câștigat-o pentru că a utilizat metode de calcul rapid. La ultima probă, cei doi concurenți trebuie să descopere rețeta de fursecuri a bunicii. Ei au de calculat cantitatea de făină necesară, știind că aceasta este cu 0,035 kg mai mică decât suma cantităților de unt și zahăr. Cu 0,175 plus 0,085 egal cu 0,260, cantitatea de făină este egală cu 0,225 kg. Să vedem cine a câștigat concursul. Alfa afirmă că numărul de puncte obținut este cu 223,55 mai mare decât un sfert din numărul de metri al celui mai înalt vârf din lume. Cum cel mai înalt vârf din lume este Everest, cu o altitudine de 8848 metri, un sfert din înălțimea acestuia ar fi 2212, la care adunăm 223,55, deci alfa obține 2435,55 puncte. Zian afirma că numărul de puncte obținut este cu 103,45 mai mic decât numărul de metri al celui mai înalt vârf din țara noastră cu Moldoveanu este cel mai înalt vârf din România, cu altitudine de 2544 metri, numărul de puncte obținut este egal cu 2544 103,45 egal cu 2440,55. În concluzie, Zian câștigă concursul. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.